Hi to everyone. I'm Veronica Liberati. I'm from Rome. I come to Cervo d'Oro in 2019, and this is my first that I sing in Romanian languages. And your language is very beautiful because you have a melody. When you sing, there is music. I try to sing in respect of your traditional music. And I hope the audience love this. Iubite, una seara te aștept ca din cer. Te aștept să mă duc continente de planet mister. O secundă, o secundă. Buongiorno. Buongiorno. Yes. Bine ai venit la Vocea României. Și... grazie. Îți mulțumim din suflet că ai ales o piesă în limba română. Ai o voce extraordinară și îmi place că am descoperit-o mai încolo și n-ai dat totul de la început. Eu de aceea nu m-am întors la început, m-am lăsat dusă, am vrut să văd ce o să scoți, ce o să... și mă bucur că m-am întors. Tare mă bucur. Tudor, așează-te, calmează-te un pic. Așa. Coboară la nivelul nostru. Cum te cheamă? Veronica. 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 Fată bună. Veronica, fantastic ai fost. Fantastic. Grație, grație. Nu știu dacă știi, dar Loredana a fost pe scaun aici la Vocea României și parcă așa mi-a trezit o nostalgie pentru că Loredana a fost printre primii oameni din România care au crezut în mine ca și compozitor. A fost primul artist din România, celebru, care mi-a cerut să-i compun o piesă. Eu aveam 19 ani atunci și pot să spun că m-am emoționat de mai multe ori în interpretarea ta. Loredana cântă piesa asta extraordinar, dar ai venit cu o variantă specială și aș vrea să știu de ce ai ales tocmai piesa asta, pe lângă faptul că și semeni, e semeni un pic Loredanei. Loredana è stata importante per me perché è stato il primo brano con il quale io mi sono avvicinata alla vostra cultura musicale. Devo dire che cantare nella vostra lingua mi piace, perché è una lingua che riesce ad essere melodia. Mi piace cantare nella vostra lingua e sto cercando di imparare la vostra lingua, proprio per farvi capire quanto ci tengo ad avvicinarmi a voi. Tutto qua. Îți mulțumim și îți dorim un viitor la fel de strălucit ca Loredana.
Noi te putem ajuta, echipa noastră, Maica. Da. Să zic, să știe de la început, adică să nu... I'd rather speak in English because I'd want to be more direct. I don't want to be translated. So I really think that it was a wonderful performance, but I'm trying to fight this fake nationalism. An Italian contestant wouldn't ever be in a pole position in finals because somehow it's a prize, it's a lot of money, and maybe people home, they say, let's give this money through our votes to a Romanian. But this is about the best voice. I would like to take that challenge as a statement that in the world we're living right now, we can be proud of ourselves as a country through different things, but let the best voice win. And this is why I would like to take this challenge, because I think you're an incredible voice. I can do wonderful things together with you, and I'd really be very proud and in the same time humble to have you in my team. Thank you so much. Thank you too. Veronica, mi-a plăcut foarte mult că ai dezgolit piesa asta așa frumos. Ai dus-o într-un apogeu, nu știu, ca și comparație aș lua, e ca și o plimbare prin muzeul din Vatican, în care vezi la început arhitectura extraordinară, după care tablourile, după care ajungi în Capela Sixtină. Înțelegi? E ceva extraordinar. După care te și rogi, adică dacă tot ai dus până acolo. Dacă te duci după aia în Catedrala Sfântului Petru, da. Ai fost absolut fenomenală și mi-ar plăcea enorm de mult să te am la mine în echipă. Cred că am putea să facem lucruri mărețe. Dovrei in questo momento scegliere, vero? Sì. Veronica, te rog, io fa-mă să nu-mi pare rău că am învățat italiana din filmele italienești când eram mic. Voglio... Mangiare! No. Voglio comunicare con un italiano vero. Allora, intanto vi ringrazio, veramente. But the winner is... Sono d'accordo nel fatto che la musica, insomma, non conosce nazionalità e il cuore arriva in tutto il mondo. Però credo molto nel destino e... Io scelgo Smiley e Teo. Yes! Yes! Grazie a tutti, veramente. Yes! Eu am o legătură destul de puternică cu Loredana și pentru mine a contat foarte mult suportul ei atunci când nu mi-l dădea altcineva. Uite, așa o să vorbesc și eu despre genul, mine. Adică e genul de... Serios, uite, mai ne-a fost primul care a avut încredere să stea pe scaun cu mine la Vocea Românii. Îți dai seama? E așa să faci.